Toată viața noastră ne slujește. Așa cum spune Sfântul Apostol Petru, au, nu știți că îngerii sunt duhuri slujitoare care ne slujesc nouă? Acum, lumea înțelege, oare chiar îmi slujește mie un înger? Da, îmi slujește nu ca să mă poarte pe brațe, ci ca să îmi lumineze mintea și să ne arate permanent ce? Voia lui Dumnezeu, ca să merg drept spre împărăția cerurilor. Deci scopul pentru care Dumnezeu a creat pe îngeri, numai prin gând, nu ca la om, participând, făcându-l din lut și așa, deci numai prin gând, lumea îngerilor s-a creat, este tocmai, are drept scop ca să-l mântuiască pe om. Dar, iubiți credincioși, ca să înțelegem ce este lumea nevăzută, trebuie, dacă doar citim referatul biblic, chiar primul verset. Dacă deschidem Biblia și credincioșii toți aveți Biblia acasă. Sunt sigur că toți le citim. De ce? Pentru că Dumnezeu nu ne se împărtășește nouă numai prin trupul și sângele Lui ca să ne unim cu El. Dumnezeu are mai multe moduri de a ne împărtăși cu El. Prin cuvânt, prin Biblie. Adică dacă citim cuvântul lui Dumnezeu din Biblie, care este testamentul ce ni l-a lăsat nou. Așa cum noi, dacă avem avere multă și avem copii mulți și vrem să-i punem pe toți într-o rânduială, lăsăm un testament care, după plecarea noastră, el rămâne valid ca și cum noi am fi vii. E, Dumnezeu este viu prin acest testament, prin această Biblie pe care noi o citim permanent. Este Cartea de Căpătâi. Dionisie Areopagitul, în secolul V, el, din descoperire dumnezeiască și din tot ce a citit el, a arătat lumii că vrăjmașul, Lucifer, înainte de a fi lumea, de a fi creat Adam și Eva, a fost lumea îngerilor. Și Lucifer era cel mai frumos înger și cel mai reprezentativ, era căpetenia tuturor îngerilor. Dar, el, așa cum spune la un moment dat în Biblie, suimă voi cu scaunul meu, și voi fi asemenea lui Dumnezeu, datorită acestei mândrii luciferice, noi zicem din multe ori, zicem la oameni, zicem așa în sens peiorativ, uite ce mândrie luciferică are, el a făcut datorită lui totul, datorită lui bine în casă, datorită lui. Și când îl auzi așa, îi zicem, uite ce mândrie luciferică are, adică îi spune ce a zis Lucifer, uite mă sui cu scaunul meu și voi fi asemenea lui Dumnezeu. Și atunci nu este bine să zicem așa. Dacă noi creștinii recunoaștem că tot ce este bine în lumea aceasta este prin voia lui Dumnezeu și dacă smerenia noastră se pliază pe voia lui Dumnezeu, atunci vorbim de o reușită în viața fiecăruia. Acum, nu aș vrea să mă lungesc prea mult, dar aș vrea să înțelegeți ceva. După căderea lui Lucifer, pentru că diavolul când s-a ridicat cu acest gând, el a și căzut. Și cât au căzut? În cronograful lui Chedrino spune că 40 de zile și 40 de nopți au căzut diavolii așa cum cad fulgii de zăpadă, când ne uităm noi și e câte o ninsoare din aia care nu-i ca viscolul, cade așa din cer frumos și s-a atât de mulți fulgi încât parcă îți vine să stai sub acei fulgi. Ei, 40 de zile și 40 de nopți au căzut diavolii, până când Domnul Dumnezeu a rânduit prin Arhanghelul Gabriel ca să oprească această cădere. Acum, întrebarea este și ne punem cu toții. Din miliarde, cum zice acolo în Scripturi, de miliarde, de miliarde, adică de miliarde, de miliarde de îngeri, cum de unii s-au uitat spre Lucifer și alții nu s-au uitat? Așa cum e și în lumea noastră. Unii aud clopotul și vin la biserică pentru că au o chemare de untrică. Alții nu aud clopotul și nici chemare. Și niciodată nu interesează cine este Dumnezeu, ce este Dumnezeu și ce facem noi în lumea aceasta, unde ne duce. Dacă ne-am pune doar câteva mici întrebări, probabil că ne-am gândit mai serios la viața noastră.
S-a uitat, iubiți credincioși, când Lucifer a strigat lucrul acesta, unii dintre îngeri au vrut să vadă ce? Cum este acest Lucifer, stăpânul îngerilor, ca Dumnezeu? Și datorită faptului că s-a uitat la el și văzând lumina aceea, în căderea lui, că el a avut o lumină oarecare, dacă a fost înger, vă dați seama, prin lumina aceea au fost trași toți după el. Iar o parte dintre ei nu s-au uitat. Au rămas statornici în voia lui Dumnezeu și s-au statornicit în binele, așa cum învățăm noi la dogmatic. Și atunci Arhanghelul Mihail a zis să stăm bine, să stăm cu frică. Iar noi prelungim la din să luăm aminte, sunt jertfă în pace o atunci. Acest frică, iubiți credincioși, a oprit îngeri. Și se pare că au rămas 9 cete de îngeri. Și Dionisie Areopagit, în secolul V, spune care sunt acești îngeri. Primii sunt serafini. A doua ceată sunt heruvini. Și a treia ceată sunt tronurile. Fiecare ceată sunt 3 triade. Fiecare ceată de îngeri are un rol. Nu stau acolo și vezi, dragă Doamne, oare ce ori fi făcând îngeri în cer? Cum zicem noi, oare ce faci femeia asta acasă? Dar dacă te duci la ea, are o grămadă de treabă, zicem noi, de cele mai multe ori. Ei bine, trebuie să știm cu toții că serafinii ar ca para focului de dragoste față de Dumnezeu și permanent aduc slavă lui Dumnezeu. Heruvimii cei cu ochi mulți sunt păzitorii tronului și permanent strigă Sfânt, 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 Domnul, Slavaot. Iar tronurile este tronul lui Dumnezeu, cel de negrăit pe care șade gânditor, așa cum spune Sfânt Părinte, și proniază lumea Domnul Dumnezeu. A doua triadă sunt tronul, deci domnii, puteri și stăpânii. Domniile ajută pe domnii care conduc lumea. Conducători de țări, de orașe, de sate, de instituții, îi înțelepțesc pe oameni. Puterile sunt cele care ce fac? Rânduiesc ca planetele, spunea Părintele Ilie Cleopa, să nu se ciocnească, să fie într-o rânduială desăvârșită. De multe ori auzim la televizor că un meteorit, care este cât, nu știu, cât o iensul, așa ca să înțelegem, se deplasează cu viteza luminii spre pământ și se gândesc pământenii vieții de noi să trimită bombe să-l pulverizeze ca să nu lovească pământ. Acum, cei care credem în Dumnezeu, eu zic așa că ori ei sunt prea naivi, ori noi suntem prea creduri. Dar fac și eu cum spuneam un părinte, zice, părinte, dacă te urci în amvon și nu spui adevărul, să știi că mai degrabă stai jos și nu mai vorbești nimic. Adică dacă spui adevărul, dar adevărul nu este al meu, eu spun ce spune Domnul Dumnezeu. Așadar, iată că îngerii se ocupă cu crugul cerului, cu mersul planetelor. Stăpâniile sunt acei care se roagă pentru tot omul ca să știe să-și stăpânească trupul și patimile ca tot omul, pentru că există în lume și noi învățăm de cele mai multe ori că omul este un microcosmos în macrocosmos. Omul este un microcosmos în miniatură. În noi este o lume întreagă în acest macrocosmos în care ne aflăm.